Voi invit să deschideți scripturile dacă le aveți cu voi sau să urmăriți textul afișat din 1 Petru, capitolul 2, versetul 9, începând. 1 Petru, capitolul 2, versetul 9, începând. Voi însă sunteți o semiție aleasă o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat, ca să fie a Lui, ca să vestiți puterile minunate ale celui ce va chema din întuneric la lumina sa minunată. Pe voi, care odinioară, nu erați un popor, dar acum sunteți poporul Lui, Dumnezeu. Pe voi, care nu căpătaseți durare, dar acum ați căpătat durare, prea iubiții lor, vă sfătuiesc, ca pe niște străini și călători, să vă feriți de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul. Să aveți o purtare bună în mijlocul neamurilor, pentru ca în ceea ce vă vorbesc de rău, ca pe niște făcători de rele, prin faptele voastre bune pe care le văd, să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării. Amin. Amin. Înainte să ocupați locurile, dați-mi voie să înalți o rugăciune către Domnul. Tată bun din ceruri, Îți mulțumesc pentru această zi binecuvântată și pentru harul care îl avem de a sta în prezența Ta, Doamne. Îți mulțumim că pe noi, care nu eram un popor, prin Hristos ne-ai adus la Tine și ne-ai făcut poporul Tău. Slăvit să fie în veci numele Tău, Amen. pentru marele har, pentru favorul extraordinar pe care ni l-ai făcut. În această seară, cu smerenie și umilință, Doamne, Vine înaintea ta și te rog, duhul Sfinte, ca tu să folosești din nou mintea și gura mea pentru ca, să trans pentru ca să transmiți bisericii tale cuvântul de care biserica are nevoie în seara aceasta. Mă rog ca tu să faci lucrarea ta desăvârșită, completă, în așa fel încât fiecare din noi să primim ceea ce avem nevoie în această seară. În numele Lui Iisus Hristos m-am rugat, Tată, din ceruri și îți mulțumesc că ești gata să mă asculti. În numele Lui Iisus Hristos. Amin. Vă invit cu respect să ocupați locurile. Înțeleg atât de bine pe modestul profesor de muzică din celebra scriere a lui Eliade. Care se plângea de marea căldură a bucureștilor de odinioară. Sunt foarte sensibil la căldură și mi-este extrem de greu să mă adaptez și să fac față căldurii. O să vedeți în scurtă vreme. Dar vă rog să continuați să vă rugați pentru mine. Ca Domnul să-mi dea putere, ca Domnul să-mi dea har, ca să fie un cuvânt potrivit pentru fiecare de noi în această seară. Amin! Uh, am mai spus la voi această pildă, fabulă, se zic așa, dar îmi este necesară în această seară pentru subiectul pe care l-am abordat. <coughs> așa că, pentru unii voi repeta, pentru alții poate e nouă sau uh, alții vor răscoli amintirea pentru a prinde tilcul acestei povestiri. Se spune că, într-o zi, două vrăbiuțe. Unii și ea, stăteau în cuib liniștite și se uitau peste drum în cuibul de vis a -vis, pentru că ceva nemai întâlnit se întâmpla acolo. O broscuță testoasă, nu știau cum a ajuns acolo, a ieșit la marginea cuibului și a încercat să... zboare. Să dea din aripi cum nu se poate, nu? Și cum e normal legea gravitației, bum, a căzut. Prin nu știu ce mișloace și nici nu ne interesează, a ajuns din nou în cuib. <hă> și tot a repetat procesul de câteva ori. Căzături, încercări, căzături, încercări. În cele din urmă, sensibilizată doamna Vrăbiuță, zice Vrăbiorului, dragă, zice, nu crezi că a sosit timpul să-i spunem că e înfiată? Seara aceasta vreau să vorbesc despre identitate. Cine ești? Dacă cumva aveți râde mai încolo, o să nu aveți nicio problemă, e ceva normal, se va activa tâlcul poveștii pe care am spus-o de la început. Cine ești? Problema mileniului 3 în biserică este pierderea identității. Biserica și-a pierdut identitatea. Nu te întreb ce faci, ce ai, te mai întâlnești fie în trafic, fie în alte situații cu anumiți indivizi care, uitându-se așa de sus la tine, îți spun așa direct, bă, tu știi cine sunt? Eu. Nu? Nu ne interesează ce funcție ocupi, nu ne interesează ce haine porți, ce mașină conduci, nu ne interesează în această seară decât cine ești. Pentru că, în funcție de identitatea ta și în funcție de identitatea mea, se vor desfășura toate lucrurile în viața pe care eu trăiesc, în fiecare zi. Am numit în această seară mesajul meu după un proverb românesc, pe care sunt convins că unii dintre dumneavoastră l-ați auzit sau măcar uh, îl știți dacă îl voi rosti. El uh, constituie titlul mesajului meu din această seară: Vorbește cum-ți vorba. Știți continuarea care va? Și poartă-te cum ți portul. Vorbește cum ți vorba și poartă-te cum ți portul. Adică ce vroia românul să spună, prietene, nu te dea drept altul. Prietene, nu poza altfel decât ești. Am spus că este o problemă în biserica modernă, în biserica de astăzi, această identitate, pentru că se pare din tot ceea ce vedem, creștinii, eu sau tu, fie mi-a fost furată identitatea, fie mi-am pierdut identitatea. Mi-aduc aminte de un moment interesant din Vechiul Testament când spune cuvântul lui Dumnezeu că un împărat a luat din Israel niște tineri cei mai cei dintre toți și primul lucru pe care l-a făcut cu ei a fost să-i școleze, să-i pregătească câțiva ani ca să devină oamenii lui de bază și primul lucru la care a apelat a fost să le spele creierul, a fost să le fură identitatea, a fost să le ia identitatea și lui Daniel, spune cuvântul lui Dumnezeu, i-a pus un nume nou, țară. Pentru ca el să nu mai facă vreo legătură cu Dumnezeul pe care l-a lăsat acasă, ci de acum să se raporteze altfel la Brășațar. Și uneori în viața noastră uităm cine suntem. Sunt convins că ați auzit și această expresie, se spune în anumite situații, zice, uită-te la el, nu știe cum îl cheamă, nici cu buletinul în mână. Cine ești? În seara aceasta am ales un text foarte practic, foarte simplu, comparativ cu Pavel, care intră în profunzimea teologică, în abordarea teologică a identității în Hristos. Petru este foarte pragmatic și foarte simplu, menționând câteva lucruri, dar de o importanță colosală, de o importanță majoră, pe care aș vrea în această seară să le implementăm foarte atent în mintea noastră. Sunt atâtea lucruri care duc la pierderea identității, sunt atâtea lucruri care duc la furarea identității noastre. În mod deosebit, m-am gândit și am văzut situații când unii oameni își fixează sau își clădesc identitatea pe lucruri trecătoare. Își clădesc identitatea lor în funcție de o persoană sau de persoane și în momentul în care se duce persoana în care ei și-au fixat toată forța lor și toată existența lor, oamenii aceia își pierd identitatea. Unii oameni am văzut că își clădesc identitatea pe anumite slujbe, chiar spirituale. Și când se duce slujba și când își pierd slujba, se duce și identitatea lor. Seara aceasta, prin Harul Lui Dumnezeu, ar vrea să descoperim în textul pe care l-am citit câteva adevăruri care aș vrea să te marcheze, câteva adevăruri care aș vrea să se implementeze în ființa ta, care aș vrea să intre adânc în mintea ta și în momentul în care le vei înțelege și în momentul în care le voi înțelege, nu va trebui să mă strofoc să fac anumite lucruri speciale, pentru că astea vor veni din natura ta, vor veni din natura mea, vor veni din cine sunt eu. Uh. Cred că în România, încă, nu trebuie să spună nimeni din ce parte a țării ești sau din ce parte a țării e cineva, nu? Trebuie doar să înceapă să vorbească și deja spui, ăsta-i Fusai? Și? Imediat identifici. Imediat identifici. Până și vorba te dă de gol, spune une, o femeie unui prieten de al nostru de pe paginile Sfintelor Scripturi, tocmai autorul acestui pasaj din seara aceasta. Până și vorba te dă de gol. Îți spune de unde ești, cine ești și așa mai departe. E atât de important să-ți fixezi identitatea pe ceva care rămâne în Hristos. Doamne, ajută, ne asta, Să-mi fixezi tot ceea ce sunt, cine sunt în El, în stânca care rămâne neclintită de viacuri. Această stâncă rămâne eternă, este Hristos Domnul Slăvit să fie în veci numele Lui. E atât de important ca tot ce sunt să fie definit prin Hristos, ca tot ce am să depindă de Hristos. Pentru că în momentul în care voi fi ancorat în Hristos, vor veni valuri să mă dărâme, vor veni lucruri să mă zdrobească, voi trece prin adâncurile văilor, voi fi lovit din toate părțile, dar dar nu voi uita niciodată cine sunt Nu voi uita niciodată cine sunt Și în momentul în care știu asta În momentul în care știi asta Viața ta capăt o direcție nouă Viața mea capăt o direcție nouă Hristos a murit pentru tine Și Hristos a murit pentru mine Pentru ca să-mi dea o identitate nouă Slăvit să fie numele Domnului Câteva lucruri pe care vreau să le împunctez în această seară și aș vrea să încep cu uh, primul dintre ele la care m-am gândit. Cine sunt în Hristos? Cine ești în Hristos? Și Apostolul Petru spune el așa, voi sunteți străini și călători. Îmi vine în minte acum o cântare, eu nu sunt de pe pământ. Nu suntem ceva extraterestri. Noi nu suntem dintr-un alt spațiu. Noi suntem ancorați în lumea asta, trăim 24 de ore din 24, umblăm pe pământul acesta, ne desfășurăm activitatea între oameni, însă ce vrea să spună cuvântul lui Dumnezeu? Noi, confirm lucrul acesta cu Apostolul Pavel Roman 12, noi nu ne conformăm spiritului acestei lumi. Amin? Ajută-mă, Iisuse! E atât de important să înțeleg ce îți spune ție această mentalitate sau ce îmi spune mie această identitate, îmi spune mie că aici, în lumea aceasta, eu n-am niciun drept și nici nu mă interesează să am vreun drept. Îmi spune mie foarte clar această identitate că lumea asta cu filozofia ei este total opusă voii lui Dumnezeu. De aceea continuă Apostolul Petru și spune așa, și să faceți în așa fel încât să vă feriți de poftele firii pământești. În mod deosebit, noi ne ducem cu gând, gândul doar doar acele pofte cu conotații sexuală sau la acele lucruri care implică necurății sexuale. Nu, Apostolul Petru dezvoltă foarte atent lucrurile acestea, ci să mă feresc de orice poftă care intră în dezacord cu voia lui Dumnezeu. De ce? Pentru că eu sunt întreagăt pe aici. Eu sunt un, zice Apostolul Pavel, un călător. Un călător, un om pornit spre o altă destinație. Un om pornit spre o altă țintă. Un om care are concentrarea lui spre altceva de cât are lume de aici, acum și aici. Eu privesc altfel, eu privesc dincolo, eu am o altă mentalitate. De ce? Pentru că am înțeles prin cuvântul lui Dumnezeu în seara aceasta că în lumea aceasta trebuie să trăiesc ca și străin și călător. Problema bisericii moderne e că îi place prea mult aici. Nu spun eu, spune fapta mea, spune fapta ta. O spun reacția mea, o spun reacțiile mele, o spun atitudinile mele. Ne place prea mult aici. N-ar arăta ciudat un om care a pornit în excursie, de exemplu, și care îl vezi că și ia toată casa după el? Nu? Cât ar arăta de ciudat un individ care vine la tine în vizită și cu mobilă și cu canapea? Și cu toate după el. Ce faci? În vizită. Așa suntem noi, spiritual. Cântăm cu flăcărare. așa cum șade bine unui penticostal, cum spuneam, eu nu sunt de pe pământ. Dar oare trăiesc așa? Voi să nu vă concentrați la lucrurile de jos. Și acum nu vreau să înțeleagă cineva că zice, o, uite, în sfârșit îmi zice Silviu că trebuie să mă las de muncă, de școală. Și ce să fac? Să stau cu mâinile sub ceafă, la umbra așteptând să vină ceva. Nu? Prin lucrurile de jos, Scriptura înțelege această filozofie păcătoasă a lumii. Această plecare spre plăcere a lumii, voi să nu fiți așa, pentru că voi sunteți altfel. Voi sunteți doar niște străini, niște oameni care trec ușor pe aici, niște oameni care se duc spre o altă direcție, niște oameni care au o altă perspectivă, niște oameni care se gândesc la altceva. Și când am această mentalitate. Când reușesc să fac lucrul acesta, abia atunci voi putea să mă feresc de poftele firii pământești care se vor război în fiecare zi cu sufletul meu și cu sufletul tău. Câte vreme mă leg de pământul acesta puternic, câte vreme toată existența mai este legată de aici și acum, câte vreme nu am altă perspectivă decât aici. O, oh, o, oh, e ca un om care trăiește cu două picioare în două bărci. E ca un om care își sufletul, e ca un om care nu are liniște, e ca un om care nu-și va găsi niciodată direcția, pentru că lui îi place un pic și cu Domnul, dar îi place un pic și cu lumea. Și nu se poate. Și nu se poate. Pentru că poftele astea, odată hrănite și încurajate, nu uita, se războiesc cu ce ai mai valoros în lumea asta. Și știi ce e cel mai valoros în lumea asta? Ce? Sufletul. Ce ai folosi unui om să câștige cât din lume? Toată. Toată. Dacă și-ar pierde sufletul. Și tocmai aici vor lucrurile astea să lovească și să te țină. La al doilea rând, Apostolul Petru continuă și zice: Oameni buni, nu numai că sunteți străini și călători, voi, spunea Petru, sunteți o seminție aleasă. Cine ești? Sunt o seminție aleasă. În versetul 12, Apostolul Petru continuă și spune: Să aveți o purtare bună. Termenul folosit aici în limba greacă vorbește despre ceea ce noi avem în limba română, caligrafie. Vă duceți aminte de ora aceea la care nu reușeam niciodată să iau 10? Vă aduceți aminte? Când trebuia să scrii frumos, să nu depășească rândul, să faci buclele frumos, să muncești, să scrii și așa mai departe. Asta era caligrafie, ceva frumos. Voi sunteți o seminție aleasă. Tu nu poți să-ți permiți să cobori sub nivelul ăsta niciodată. Tu nu poți să-ți permiți să cobori în găinăriile lumii, în noroiul lumii, în lucrurile pe care lumea le face. De ce? Pentru că ești o seminție aliasă. Tu ai un statut aparte, un pocăit nu poate cobori sub nivelul acesta. Nu se poate preta la nimicurile pe care le face lumea. Nu poate să facă lucrurile pe care le face un om. De ce? Pentru că ești o seminție aleasă. Înainte nu era așa, zice Apostolul Petru, voi nu erați, dar a coborât în lumea asta Hristos Domnul, ca să facă din tine și să facă din mine un neam sfânt, o seminție aleasă, slăvit să fie Numele Domnului. Haideți să vă dau o pildă un exemplu. Dacă eu aș fi un homeless, să zic, și unul dintre dumneavoastră să fie proprietarul unui restaurant cel mai luxos din Timișoara. Toată existența mea până acum n-a fost decât luptă cu, câinile, cu câinii și pisicile vagaboante pentru mâncarea din pubelele timișorene. Toată viața mea m-am luptat numai pentru asta, pentru supraviețuire. Toată viața mea, ei, câinii, pisicile, au fost inamicii mei în ceea ce înseamnă existența. Și într-o zi am nimerit în fața restaurantului tău. Reșind afară, poate să iei aer, poate să faci alte lucruri, habar nu am, mă vezi pe mine numai piele și os, murdar, într-una dintre pubelele din restaurantul tău, tocmai dând un șut unei mâțe. <laughs> Ce faci? Mi-e foame. Mi-e foame. ți foame? De nu mai pot. Hai în restaurantul meu să mănânci. Ar fi pentru prima dată când cineva face un gest pentru mine. În, restau... în restaurantul tău? Și ce pot să mănânc din restaurantul tău? Și zicem că ai unul din ăla de oliu chenit. <laughs> Și ai mâncare, ah. De toate felurile. Și el zice, sau tu îmi zici, de toate. De toate. Și vită, și vită. Și creveți, și creveți. Să nu vă mai dau idei. M-aș uita la ele, le-aș analiza, și apoi m-aș uita la tine și ți-aș zice, prietene, știi ceva? Eu mai vreau totuși niște gunoaie. ce ai zice despre mine? Mulțumesc, dar eu aș vrea totuși niște gunoi. Tu ești o siminție aleasă! Diavolul a venit să-ți fure identitatea asta și să te terfelească în mizeria de aici și să te țină în mizeria de aici și să te țină nenorocirile care se întâmplă aici. Dar tu trebuie să înțelegi împreună cu mine în această seară că Domnul a făcut să fiu poporul lui. Haleluia! Că Domnul a făcut să primesc această extraordinară identitate, un neam extraordinar, o seminție extraordinară și eu nu pot acum, eu nu pot să cobor sub această identitate. Eu nu pot vorbi por porcos vulgar. De ce? Pentru că sunt o seminție aliasă. Eu nu pot minți. Păi de ce nu poți minți? Pentru că sunt o seminție aliasă. Pentru că am o identitate de apărat. Pentru că am un statut aparte. Pentru că tatăl meu este regele. Pentru că toată lumea vrea să-l vadă pe tatăl meu prin mine. Eu nu pot! Eu nu pot. Eu sunt o seminție aleasă. Eu când merg prin lumea asta, eu am această identitate. Eu am această siguranță, eu am această realitate. Nu eram înainte. Voi nu erați înainte, dar acum, dar acum, ați căpătat în durare, aleluia. Și sunt uneam un binecuvântat. Și sunt uneam un binecuvântat, eu trebuie să trăiesc așa în lumea asta. Eu trebuie să am atitudine, nu, 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 de îngânfare, nu, 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 nu de mândrie, nu de aroganță, dar atitudine care îți spune ție și îți spune mie, care îmi spune foarte clar în fiecare zi cine sunt. Și în momentul în care deschid ochii și am deschis ușa și am pășit afară din casă, eu știu că sunt o seminție aleasă. Eu știu că în mine, eu știu că în mine trebuie să se vadă caracteristicile tatălui meu. În momentul în care a murit un împărat în Anglia, i-a spus fiului lui, fiule, vei primi multe sfaturi în viață. Dar vreau să-ți spun un lucru pe care nu te rog să-l pe care te rog să nu-l niciodată. Nu uita niciodată că tu ești fiu de împărat. Nu uita niciodată cine ești. Nu uita niciodată care ți este statutul și când știu cine sunt și când știi cine ești, în momentul acela purtarea mea va fi o purtare onorabilă. Oamenii, chiar dacă mă vor vorbi de rău și spune apostolul că se va întâmpla lucrul acesta, chiar dacă vă vorbesc de rău ca pe niște făcători de rele, deși nu sunteți, purtarea mea și purtarea ta trebuie să fie o purtare onorabilă. Și ce să spună oamenii despre tine? Bă, nu-l suport pe ăla. E cea mai țărancă din tot anul, <laughs> pentru că ea vrea să trăiască ca o virgină, pentru că el vrea să trăiască curat, pentru că el nu minte, pentru că el nu copiază, pentru că el nu fură, pentru că el nu face lucrurile astea. Bă, nu suport și nu-l suport. Atât de îngust și de nebun în lumea asta, nu pot să-l suport. Dar, Domnule, îmi scot pălăria în fața ei în fața lui. Așa trebuie să trăiască un pocăit. Așa trebuie să trăiască un pocăit în momentul în care va vorbi omul de tine, chiar dacă te hulește, chiar dacă te bat jocorește, chiar dacă te, se comportă cu tine ca un făcător de rele. Va veni o vreme când Dumnezeu îl va cerceta, spune apostolul. Și atunci el trebuie să-și aducă aminte de purtarea ta onorabilă. trăiește de o finețe aparte. E un caracter aparte. E un om aparte. Și el se nervează. Și el are nervi. Și el are zile mai proaste. Dar, Domnule, se poartă ales. Se poartă într-un fel în care nu poți să-i spui nimic rău. În această seară aș vrea împreună cu mine să te uiți înăuntrul tău. Aș vrea să vorbești cu tine însuți și să vezi, reușești să te ridici la nivelul acestei chemări? Petru nu vorbește nici în trecut, Petru nu vorbește nici în viitor, ci spune foarte clar și apăsat, voi sunteți! Aici și acum, al treilea lucru, voi sunteți, spune Petru, un neam de care? De care? Sfânt. Un neam sfânt. Vreau să fii foarte atent ce spun acum. Un pocăit nu poate trece neobservat niciodată într-un loc. Repet. Un pocăit nu poate trece neobservat într-un loc niciodată. De ce? De ce? Pentru că lumea asta merge într-un fel, da? Și știm noi care e felul. Se duce într-o direcție și știm foarte clar direcția. Un pocăit se va duce întotdeauna în direcția opusă. El nu poate trece neobservat. El nu poate trece printr-un loc fără să afecteze într-un mod anume locul acela. Când eram mic, Mergeam la bună mea la sat în Bihor, pe malul Crișului Negru, și acolo în sat era un individ care era foarte bun la pescuit. Ziceau ăștia, așa în felul bihoren, bihorean, ăsta zice, strigoi la pești. Nu prindea nimeni pești, el prindea oriunde ar fi, la orice oră, oricând. Plută lângă plută de puneai, tu nu prindeai, el prindea. Era o plăcere să-l urmărești, dar spurcat la gură, cum rar s-a dat, așa sunt cei care știți o parte din ei. Eu sunt jumate bihorean, așa că știu. Nici creativi, inventiv, în prostin, vorbe, și de mai departe. Deci vorbea într-un fel, într-un fel anume. Când apărea taică în zonă, pot să spun, că tata nu de față și și dacă ar fi, merită toată aprecierea și considerarea mea și nu numai. În momentul în care apărea tata să stea și să-l urmărească, era o plăcere să-l urmărești pe omul ăsta prinzând pești mari. Mitru așa chema. Se oprea din înjurat și spunea, Radule, te vreme ești tu aici, nu pot să înjur. Câte vreme ești tu aici, nu pot să-mi permit să jur. Tu ești un iam sfânt. Dacă tu participi cu el la poante porcoase, dacă tu râzi cu el ca, ca, ca tâmpul, la toate prostile, dacă tu participi cu el la toate lucrurile, nu ai cum să influențezi. Nu am cum să influențez, nu am cum să aduc nimic în plus, nu am cum să fac nimic în plus, nu pot să mărturisesc apoi nimic, pentru că și eu am fost acolo, pentru că și tu ai fost acolo împreună cu ei. Apostolul Petru vorbea în primul, prima sa a, a, epistolă, tot în capitolul, a, în capitolul 1, nu în capitolul 2, scuzați-mă, în versetul 15, 1 Petru, capitolul 1, versetul 15, și după cum cel ce v-a chemat este sfânt, Fiți și voi cum? Sfinți. Când? Numai duminica. Numai când mi-e confortabil. Numai când mă simt bine. Numai când sunt în formă. Numai când îmi convine în toată purtarea voastră. De ce? Pentru că tu ești un iam sfânt. Pentru că tu nu poți să-ți permiți să faci ce face lumea. Pentru că eu nu pot să-mi permit să vorbesc cum vorbește lumea, să trăiesc cum trăiește lumea, să mă duc unde se duce lumea, să, facă, să fac lucrurile pe care le face lumea. Și dacă vă spune că sunt retardat, și dacă vă spune că sunt în gust, și dacă spune, vă spune că mi-a pierdut mintea, spune Apostolul Pavel, nu-i nicio problemă, eu știu cine sunt. Știu cine sunt. Eu trebuie să fac diferență. Dau câteva exemple. În momentul în care, la școală, toți copiază. Ce face un pocăit? Mai tare ca toți. El are și inspirație în plus. Ce face? Nu copiază. Când toți la lucru fură, ce face un pocăit? Nu fură. Când toți râd de la o grumă porcoasă, pocăitul pleacă încet de acolo, se depărtează încet. Îți va spune că ești penibil. Și ce dacă? Îți va spune că ești jenan. Și ce dacă? Eu sunt un neam sfânt. Eu nu pot să trăiesc altfel. Eu nu știu să trăiesc altfel, zice Petru, după cum cel ce ne-a chemat este sfânt, așa și eu sunt sfânt în toată purtarea mea. Nu numai când îmi convine, nu numai când mi-e ușor, nu numai când sunt în biserică, nu numai când se cântă, nu numai când se predică, atunci e cel mai ușor să fii sfânt. Așa, dacă mă uit așa la voi, așa o roată, o tură, sunteți unii mai sfinți decât alții. Nu aici ne dăm testul. Nu aici ne dăm testul, ci în momentul în care ieșim afară. Eu sunt un neam sfânt. Pe lângă faptul că sunt binecuvântate Dumnezeu să mă numească alesul Lui, să mă numească poporul Lui, să mă numească Fiul Lui, eu sunt și acest extraordinar lucru pe care Domnul mi-l-a dus, mi-l dă în mintea mea, mi-l spune în fiecare zi, tu ești sfânt, tu trăiești în sfințenie, eu sunt în sfințenia Lui Hristos, în fiecare moment al vieții mele, eu nu pot altfel, eu nu știu altfel, e natura mea, e imprimată natura mea să fiu sfânt, de aia spun de fiecare dată: Pocăința nu este o chestiune de naștere, nu este o chestiune de educație sau de dus la copi, la, la, la școala dominicală doar. Chestiunea nu este. Uh, pocăința nu este o chestiune de semnătură pe un registru de membri. Pocăința este o chestiune de natură, de identitate. De ce? Pentru că atunci când nu nimeni lângă mine, eu îmi trădez adevărata natură. Repet, atunci când nu-i nimeni lângă mine, eu îmi trădez adevărata natură. Oricât aș fi de educat, oricât aș fi de calculat, ia calcă-mă pe bombeu să vezi ce fac. Orice-i face unui păr, el nu poate să dea decât ce? Pere. De ce? Pentru că natura lui este creat să facă asta. Hristos a venit în lumea noastră, Hristos a venit în lumea ta să-ți dea identitate. Hristos a venit la noi, a murit pentru mine, a murit pentru tine, s-a sacrificat pentru noi ca să pună în mintea ta, ca să pună în mintea mea o minte nouă, spune Apostolul Pavel, da? ca să mă transforme într-un fel în care nu eram, eram departe, eram departe, dar acum sunt, aleluia, o seminție aleasă, un popor al lui Dumnezeu. Nu meritam asta. Nu meritam asta, dar Hristos a venit să facă asta cu mine și să facă asta cu tine. Tu înțelegi cine ești? Tu înțelegi cum trebuie să trăiești în lumea asta? Să faci o diferență. Să se vadă în viața ta, repet, calitățile tatălui tău, ele trebuie să fie evidente. Tu trebuie să fii identificabil și eu trebuie să fiu identificabil ca și copil al lui Dumnezeu. Când mă vede lumea, când te vede lumea, să spună, da, E el cum e, dar este onorabil. Este o persoană aleasă. Mă doare sufletul de-a dreptul când aud expresii de felul acesta și le spun oamenilor să-și revizuiască limbajul, ca au o problemă de limbaj, când îmi spun uh, că cei mai rău oameni pe care au întâlnit ei sunt pocăiți. Mă doare sufletul de mor. Numai cu pocăiții să nu lucrezi. Cu pocăiții numai să te rogi și să cânți cu pocăiții, mă doare sufletul și le spun, prieteni, nu e adevărat. Poate cu penticostalii, da. Poate cu baptiștii, da. Poate cu alții, da. Dar cu pocăiții, nu. N-ai întâlnit, spun prietene, tu încă n-ai întâlnit un pocăit. Tu încă n-ai întâlnit o pocăită, încă nu știi ce înseamnă pocăit. Păi ce înseamnă un pocăit? Nu bea, nu fumează, nu face... Acum am mai nou... Nici astea nu mai sunt absolute pentru unii. Atâta tot, nu, pocăit e mai mult decât atât. Este o schimbare în natură. Este o schimbare în valori. Este o schimbare în principii. Este identitatea nouă pe care a primit-o în Hristos. El este un neam sfânt. la un pocăit, trebuie să poți să încredințezi businessul tău și să pleci an de zile, an de zile să pleci și să-ți lași businessul și omul ăla să nu-ți ia un cent din bani. De ce? Pentru că nu poate să facă asta. Pentru că el este ales. El este altfel. El este la un alt Nivel. El vorbește despre alte valori. El are o altă identitate, pentru că el este un neam sfânt, pentru că el este călător prin lumea asta. El nu își însușește valorile din lumea asta. El nu are mentalitatea lumii de aici. El e din Dumnezeu. Aleluia! El este Hristos întrupat, Hristos care a luat chip în El. Și se vede de la o poștă calitățile Tatălui. Și vreau seara aceasta să-ți oglinda Scripturii și să te uiți, dar să te uiți atent și să te uiți numai la tine, nu la alții, ci la tine. Ce poate spune lumea despre tine? Prieteni, vă spun sincer că m-am săturat să vorbesc despre lucruri care le știm unele, sunt foarte importante. Dar în ultima vreme Domnul mi-a pus pe inimă să pătrund în anumite probleme cu care mă confrunt în fiecare zi. Eu m-am săturat să aud mărturii despre oameni care vin la biserică și nu sunt așa cum ar trebui. M-am săturat să cântăm cântări și să venim în părtășie și apoi parcă să ne metamorfozăm în momentul în care ieșim afară din biserică și să nu vă mai recunosc și să nu-i mai recunosc pe oameni. Să fiu un alt Silviu când predică și un altul care e pe stradă, o, oh, aș fi cel mai nenorocit, cel mai distrus om de pe fața pământului. Încerc să fiu foarte transparent aici, încerc să fiu foarte transparent acasă, încerc să fiu foarte transparent pe stradă, încerc să întrăiesc identitatea în Hristos. Da, sunt vulnerabil, da, am multe slăbiciuni și nu vi le înșir ca să nu vă dau nici vă idei. Dar știu cine sunt în Hristos. Știu cine sunt în Hristos. Vin momente de confuzie, vin momentul în care parcă cineva, așa, efectiv așa simt, când îmi trage cineva preșul de sub picioare, îmi ia momente să mă adun, dar mă întorc întotdeauna atunci când nu știu, mă întorc la ceea ce e sigur, mă întorc la El, la Hristos, care îmi spune cine sunt. Care îmi spune cine sunt. Și îmi spun uneori oamenii, ești fraier. Bine. Nici o problemă. Nu nicio e problemă. N-ai minte. Ok, nu e nicio problemă. Ești nicio problemă. De ce? Poți să-mi spui tu ce vrei. Eu știu cine sunt. Pe mine, identitatea mea nu mi-o dai tu. Identitatea mea nu o dă ce spun alții despre mine. Identitatea mea nu dau ce fac alții împotriva mea sau cu mine. Identitatea mea mi dă Hristos. Identitatea ta ți-a scris în minte, Hristos. Ceea ce trebuie să faci este să știi cine ești și să trăiești așa. Doamne, ajută-ne la asta. Ultimul lucru cu care închei și Apostolul Petru spunea, patru aspecte. Voi sunteți niște străini și călători, voi trebuie să trăiți în felul acesta ca o direcție spre o altă țară. Nu vă legați de poftării lumii și sunt multe și nu e timp să le înșirăm. Nu vă legați, nu vă ancorați aici, nu fiți prea confortabil cu lumea. Uneori nu avem reacție, uneori nu ne place să fim altfel, uneori nu ne place să trăim ca un neam sfânt. De ce? Pentru că lumea s-ar putea să sară în capul nostru, pentru că lumea s-ar putea să ne facă într-un fel în care nouă nu ne place și cum noi vrem să ne vărăm, cu orice preț acolo între ei, atunci trebuie să fi ca ei. Nu trebuie să faci asta. În al rând spuneam, tu ești o seminție aleasă. Tu trebuie să trăiești onorabil. Tu ești ca o caligrafie pe care Dumnezeu a scris-o într-un mod maestos, extraordinar de frumos. A scris în mintea ta, a scris în viața ta cu sângele lui Hristos ceva extraordinar. În al treilea rând, tu ești un neam sfânt. Tu trebuie să imprimi o direcție, tu trebuie să aduci o schimbare. Acolo, mică, măruntă, și dacă unul din momentul în care te întâlnește pe tine nu mai înjură cât ești tu acolo, e un extraordinar de plus lucru, de mare lucru pe care l-ai adus în lumea în care tu ești. Pentru că într într-un Eric, atât de bezn în care lumea asta și un băț de chibrit, vai cât este de esențial. Poate nu ești o dita mai torța sau dita mai reflectorul. Fii bățul ăla de chibrit, chibrit, dar adu un plus, pentru că un creștin nu poate trece neobservat. Și în al patrulea rând, tu ești o preoție împărătească. Apostolul face aici un joc de cuvinte foarte interesant, un joc de cuvinte legând două instituții, două domenii de autoritate, una de cealaltă, în primul rând și preoție și în al doilea rând și împărătească, ceea ce înseamnă că prin Hristos, în al patrulea rând, eu am autoritate, eu sunt un om cu autoritate. Tu ai autoritate. Asupra ce? Asupra vieții mele, asupra casei mele, asupra păcatului, asupra întunericului, asupra lucrurilor pe care Domnul mi le-a pus sub stăpânire. Nu voi face lucruri ieșite din comun. Nu vom cere Domnul să fac lucruri care nu sunt normale, ci Domnul vrea să-mi spună că eu trebuie să trăiesc deasupra tuturor lucrurilor. De ce? Pentru că în Hristos eu sunt un om cu autoritate slăvit să fie Domnul. Eu am autoritate. Sunt un neam ales împărătesc. Și mai mult decât atât, sunt preot. Preotul nu era altceva decât acel intermediar între popor și Dumnezeu. Acel om care nu făcea altceva decât să aducă poporul înaintea lui Dumnezeu. Era acel om al slujirii, era acel om la dispoziția lui Dumnezeu oricând. Ăla ești. Ăla ești. Ești acest om de care Domnul are nevoie, Doamne, când? La coadă la pită, la coada la cec, când toți se înjură jură și se apucă și dau și... Ca locomotivele fac la coadă. Tu lejer, calm. Tu slujești. Când toți în trafic, și cum am predic mie, se agită, se agită și... Uneori mai îmi zice Cami Și am de învățat încă. Să fiu calm, să fiu liniștit. De ce? Eu slujesc. Nu știu dacă v-a spus fratele Nelu acea întâmplare rostită de un misionar american aci la școala biblică cu ceva vreme în urmă, cu acea femeie nu care avea peștele pe mașină, în trafic se comporta ca o ieșită din minți. Și a venit poliția la ea și a arestat-o. Și, pe scurt vă spun, după analize și după cercetări, a venit poliția la ea și și-a cerut iertare și a zis, Doamnă, vă rog frumos să mă iertați, a zis polițistul, v-am arestat, gratuit. Păi de ce? Păi zice, când am stat în trafic în spatele dumneavoastră și am văzut peștele pe mașină am, uh, și scrie acolo, Iisus te iubește, aduți copiii la școala dominicală. Zic, wow, ce tare, învățătoare de la școala dominicală evanghelică, wow, super, un copil al lui Dumnezeu, câtă pace, câtă liniște, uh, trebuia să-mi oferiți dumneavoastră. Și când am văzut cum vă comportați, zice, am crezut că mașina e furată. <laughs> Iertați-mă, dar un pocăit nu se comportă așa. Tu slujești. Când? Cu copiii, pe stradă, când vorbesc la telefon, când merg. Eu sunt un preot. Tu ești un preot. Un slujitor al lui Dumnezeu, un om care stă întotdeauna la dispoziția lui Dumnezeu, oricând și orice ar fi. Doamne, ajută-ne să vorbim cum ni vorba și să ne purtăm cum ni portu. Amin.